Te rog, fi un oraș drăguț, te rog, fi un oraș drăguț, te rog, fi un oraș drăguț, te rog. Bă, și te-a rugat, mă, să fii un oraș drăguț. N-am nimerit-o de data asta. Nu e cel mai drăguț oraș din lume, dar nu pot să zic că e cel mai groaznic. Da, într-adevăr, e aglomerat. Foarte aglomerat. Super, mega, benga, extra aglomerat. Dar, na, așa e Bucureștiul. Deja cine locuiește în București s-a obișnuit cu asta. Eu încă nu, dar mai lucrez la asta. Pentru că ăsta e nou oraș al lui Motorbike. Nou oraș al lui Motorbike. Mamă, cum sună. Ăsta e nou oraș în care s-a mutat Motorbike alături de Blacky și în care deja a avut un al doilea accident. Dar asta urmează să vă prezint într-un videoclip cât de curând. În nou oraș în care am fost întâmpinat cu o lovitură din lateral, aruncat pe partea dreaptă, cu o nouă semi-daună totală. E o daună totală, dar e o daună din nou la Blacky, urâtă. Acum deja am început să o refacem și contează cel mai mult că merge, restul sunt detalii, contează că eu sunt bine, contează că putea să fie mult mai rău, contează într-adevăr că a fost un accident, dar trebuie să trecem peste. Cred că deja trebuie să mă obișnuiesc cu gândul ăsta că n-o să o am pe Blacky așa cum vreau eu în București, dar cam asta a fost singura soluție pe care am avut-o până acum, pentru că datorită lui Radu și mulțumesc încă o dată pentru ajutorul acordat. Mulțumită lui Ștefan, George și Paul, mersi tuturor pentru că m-ați ajutat în toată perioada asta. Am reușit să mă mut la București și reușit, mă refer la a trebuit să mă mut la București, nu, dar era singura opțiune pe care o aveam. Cum v-am zis, probleme acasă, trebuia să mă mut. A fost vorba de 2-3 zile în care trebuia să-mi iau bagajele și tălpășița de acasă și să mă mut să-mi văd de viața mea și să nu-i mai deranjez pe ei, pentru că trebuie să aibă și o viață frumoasă, să nu-i deranjeze cineva, nu? Și asta am și făcut. Prima opțiune care a fost, Radu. God bless you, Radu. Acum suntem în București în căutarea unui job. Suntem în București în căutarea unor piese pentru Blacky. Căutăm și noi pe aici ce n-am găsit la Brașov. Liniște, adică. Și prin căutarea unei căi de acces și de a scăpa din tot traficul ăsta absolut groaznic. E 2 și deja de acum începe să se aglomereze. De asta am zis, hai, ies să filmez. Pentru că după aia la 4, 5, 6, dacă te prinde ora asta în București, în centrul Bucureștiului, doamnă, te doare mintea, bă, cu ăștia. Dar partea bună e că după câteva zile de stat în București, m-a ales prin zona prin care locuiesc și n-o să zic asta pentru că și așa m-am trezit cu copii. Motorbike, motorbike, la geam care strigau și mă rog frumos, mai faceți asta, că o să ies cu pistolul de airsoft și o să vă... Nu trebuie să zic asta, dar lăsați-mă măcar să dorm. E o zonă liniștită, o zonă cu multă verdeață, nu e raiul, dar e o zonă foarte drăguță, liniștită, în care nu trec toată ziua tramvaie, nu trec ambulanțe, nu trec pompieri, nu trece poliția cu girofarul noaptea să nu poți dormi. Noaptea chiar poți să stai cu geamul deschis și să te bucuri de liniște și de sunetul greierilor. N-am crezut că e posibil așa ceva în București, dar cred că tocmai din cauza asta mi-e atât de ușor să mă adaptez și nu sunt atât de respingător cu Bucureștiul. Cu excepția accidentului, viața merge binișor, adică cât să nu mor de foame în București. Ok, trăiască pâinea cu pateu, dar e drăguț Bucureștiul, cel puțin până acum. Am vizitat destul de multe parcuri, destul de multe zone de relaxare, pentru că am avut nevoie de un pic de timp pentru mine. Am încercat să evit traficul, stresul și nervii inutili care nu și-au rostul și am încercat să evit oameni negativiști care pur și simplu nu au ce căuta în viața mea. Am încercat să fiu un om pozitiv, să am o viață frumoasă, să mă bucur de ea, chiar și în orașul ăsta care mi se pare un pic mai trist decât Brașov. Acum nu o să încep să continui să fac comparații între București și Brașov, pentru că acolo la Brașov mi se păreau oamenii ca fiind mai calmi, mai primitori, un pic mai drăguți. Aici mi se pare că oamenii sunt mai nervoși, un pic mai irascibili, mai du-te morții tăi și nu știu ce să zic. O să încerc să fiu un pic mai dă-te morți de batu. Nu știu, nu pot să fiu rău și nu pot să fiu o persoană super... Papagalul mătii. Băi, și porumbei intră în mine, incredibil. Și asta doar din cauza lui Buctrafic, pentru că el i-a enervat și acum tot se răzbună pe toți motocicliștii. Am zis că nu mă mai miră multe în orașul ăsta, dar... ce să vezi? O nouă zi, o nouă experiență. Acum, sincer să fiu, nici nu prea am idee pe unde sunt. Cred că, cred că da. E destul de mare Bucureștiul și încă mi-e greu să mă obișnuiesc cu el. Chestia e că e aglomerat și ai foarte multe semafoare și de asta pare super mare. Mersi, dar surprinzător, super mulți oameni prietenoși în trafic. Nu neapărat că nu mă așteptam la asta, dar văd că în comparație cu alte orașe și da, în comparație și cu Brașovul, oamenii sunt un pic mai învățați cu motocicliștii și sunt un pic mai prietenoși și sunt un pic mai primitor și te lasă să te bagi printre mașini. Nu toți, sunt tot felul de oameni și fiecare grădină are uscăturile ei, dar în mare parte da, surprinzător de drăguț Bucureștiul că nu te lovește nimeni. Din nou, încă o dată trebuie să-mi cer scuze și mi-asum. Asta, am fost super încărcat și super ocupat în ultima perioadă și îmi pare rău pentru asta, așa că vă rog, înțelegeți asta. Motorbike a fost aglomerat, a fost încărcat, a fost cum a fost, are și el viața lui care nu e cea mai liniștită. Acum încearcă să-și o liniștească un pic, tocmai de asta fiind în București, dar contează că am revenit, contează că suntem
într-un oraș nou, contează că avem acum birou, contează că avem calculatorul, avem pe Blacky, care e semi-întreagă, e funcțională. Aia contează, putem să ne deplasăm prin oraș, putem să ne facem treaba și nu trebuie să stau doar după STB, după metrou și după alte mijloace de transport. Și tocmai asta e drăguț, că mi-am luat și bicicleta. Urmează câteva videoclipuri și probabil și colaborări cu alte persoane, nu vă dau spoilere, nu vreau să vă zic nimic acum, dar stați aproape pentru că o să fie interesant, o să vă placă și sper să vă distrez cel puțin la fel de mult precum am făcut-o până acum. Galben, s-o crezi tu că mai opresc eu la galben? Ia uite din spate cum vin. Șacalilor! Asta mai trebuie să mai opresc eu la galben în București. Erau doi în spate, unul în dreapta, au trecut pe galben, nu contează. Frână-mi trebuia mie acolo. Not a chance. Ce de faci, mă? Mă, în oglinda nu te vezi așa din mers. Mai există și cazuri de genul, cum ziceam, un oraș minunat în care veți găsi numai idioți. Totuși mă bucur că mi-am adus bicicleta și mi-e mult mai ușor să mă mișc cu bicicleta când nu am motorul și când plouă și e urât afară, ca să nu stau pe jos. Însă în București, mai nou, cea mai drăguță chestie, cred că mi se pare trotineta. Deși nu sunt fan deloc al trotinetelor, bă, cred că e o chestie super faină și super practică. Adică, nu știu, vrei să ajungi din punctul A în punctul B rapid, fără să te deranjeze nimeni, iei trotineta, te-ai dus, o pliezi și gata. La mine e o regulă. Clar, în niciun caz nu ieși fără echipament cu motor. Deci și dacă mă duc până la Lidl, care e la 2000 de mine, echipament full, nu doar cască. Îmi iau tot echipamentul pe mine, mă duc la Lidl, fac cumpărăturile, mă întorc acasă, mă dezechipez și îmi văd de viața mea. Dar în niciun caz nu ies nicăieri fără echipament. Mi-ar fi mult mai ușor să mă duc cu trotineta, cine știe. Vorbeam cu Marius și mi-a arătat el câteva drăguțe care prind și 80 la oră și am zis că da, ales de mine. În rest nu cred că mă prind. Dar până atunci bicicleta anti furt și cam aia e. Ce să zic, dacă aveți sfaturi pentru mine și pentru alte persoane care s-au mutat recent în București și metode de a reuși să nu am păr alb în cap la 23 de ani, lăsați-le în comentarii, o să le citesc chiar cu mult interes. Dacă aveți rețete de bucătărie, trebuie să gătesc și eu și trebuie să mănânc și eu, lăsați orice sugestie și orice reclamație în comentarii. Motorbike, ca de obicei, le citește pe toate un pic mai târziu, dar le citește pe toate. Vă răspunde la ele, ține cont de ele și cel mai important, le pune în aplicare. Eu acum o să mă opresc pe unde va să bag Waze pentru că am o oarecare idee pe unde sunt, dar trebuie să ajung și acasă cumva mai precis, nu doar cu o vagă idee. În mare parte o să merg tot înainte până când trebuie să fac stânga, cred, dreapta, nu știu, trăiască Waze-ul. Deci fără Waze aș fi mort în București. Dacă îmi iei telefonul în momentul ăsta, întreb lumea până acasă, nici măcar... Cred că mi-a luat o săptămână să rețin numele străzii, unde stau. Și noroc că aveam istoricul din Waze și căutam, pentru că mă întrebam unde stai. Nu știu, acasă. Tu unde stai? A, nu, cred că pe lângă casa mea, nu mă ajuți. Și unul din lucrurile mele preferate în București, pasajele și toba mea. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike Voice, sunteți foarte fain, mulțumesc încă o dată pentru toată înțelegerea și pentru toată răbdarea de care ați dat dovadă. Și rămâne să ne vedem în videoclipul următor. Pa! Am ajuns, nu știu unde suntem, cred că m-am pierdut. Splai, dar nu știu pe unde Splai. Știu că e pe undeva pe lângă Splai, dar Splai-ul e lung. Ajutor? Să mă opresc aici un pic, să sun pe Radu. De fapt, știi ceva? E să un ping eu mai încolo un pic, aici stau cam nașpa. Da, Radule! Salut, ce faci? Hai, salut! Uite bine, cu treaba, cu muncă, cu ale. Da? Auzi? Cum ziceai că ajung și eu acasă? Păi e simplu, mă, te duci, tot mergi pe chei, faci o stângă la un dat acolo sub pod, dă-ți minte și fac, imediat ajungi. Aha, am tot mers, am tot mers, n-am făcut stânga. Ai tot mers, iar te-ai pierdut, n-ai făcut stânga unde ți-ai zis, ha? Mare, mă, București ăsta, mare! Dacă îți dau un share location, ai cum să vii până aici? Hai, dăm și vin! Bine, hai că te aștept aici undeva la umbră. Bine, bine, hai. Bine, mersi, pa, pa. București din acel. Mergi tot înainte, după aia stânga, după aia de două ori faci dreapta, după aia mai mergi încă 200 de metri, faci stânga, ieși pe bulevard, dreapta, prima la stânga, a doua stație de metrou pe dreapta și ai ajuns. Și eu sunt, ai zis cumva stânga sau dreapta prima? În momentul ăla când stai 5 ore în trafic din București, nu vrei decât să ajungi acasă, dar nu știi cum să faci. Stai să mă dau mai lângă drum să mă vadă Radu. One eternity later. Salvarea mea. Dar ce pot să zic, măcar se vede frumos, se pare că vine toamna. Doar pe partea asta, că pe partea cealaltă văd că n-a îngălbenit nimic. Și cred că o să ies pe aici să fac niște poze cât de curând. Bine, venit acasă. Acasă? Păi să ne gândim unde vrei, dacă vrei poți să stai în fiscagerie sau poți să iei dormitorul din colț. Că nu avem lumina trasă, dar lucrăm la asta. Da, nu-i nimic, e bine că e izolație. Sunt pereții groși. Da, eu am tras două spoturi acolo. Îmi place că sunt ferestrele mari. Da,
E lumină. Un preț pe lumină, da? Altundeva unde mai pui preț, că nu se vede. La administrație. Băi, poate să-i stau afară. Ce frig? Băi, iarba un pic. Nu, am niște vecini de treabă, ți-mi împrumută ei niște ziare. Tu te întorci la muncă acum sau rămâi acasă? Rămân acasă, mai te aducesc de acasă. Trebuie să-mi scot monitorul, că cred că l-am băgat sub patul ăla. E bine că mi-au arut și eu lucrurile, uite. Sper că nu te deranjează aici. Nu, no, nu, no, nu, no. Ok, totul ăla e ok.